Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Este bucuria mea să fiu împreună cu dumneavoastră și sper că și bucuria dumneavoastră să ne urmăriți și în seara aceasta. Suntem după sărbătoarea Rusalilor și de ce să nu continuăm discuția noastră despre Duhul Sfânt? Despre învierea lui Hristos vorbim destul de mult, dar este un eveniment extrem de important pentru creștinism. Vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos, dar despre persoana Duhului Sfânt parcă ne limităm prezentările noastre la un timp atât de scurt. În seara aceasta vă propun să discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt și în special această lucrare pe care Duhul Sfânt o face față de cel credincios. Și anume, faptul că El este cel care, am putea să spunem, că împinge pe cel credincios în slujire. Relația dintre Duhul Sfânt și slujirea celui credincios. În seara aceasta mă bucur să fiu în studio cu pastorul Neluțu Iubaș. Bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Este pastor la Biserica Sfânta Treime din București și aș vrea să, cel puțin noi suntem prima dată într-o emisiune de genul acesta, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre familie, slujire, ca cei care ne urmăresc să te cunoască mai bine. Născut și crescut în zona de vest a țării, în țara Hațegului mai exact. Am venit în București în 2007, am început seminarul aici, am finalizat seminarul, apoi am făcut masterul. La finalizarea masterului m-am căsătorit cu Roxy, ea fiind tot din zona Ardealului, mai exact din Hunedoara. Împreună avem trei copii, Emma, Filip și Matias. Din 2010 am început slujirea în Biserica Sfânta Treime. În 2011 am fost ales ca păstor în Biserica Sfânta Treime și de atunci am slujit în diferite roluri. Am fost păstor de închinare, păstor de tineret și apoi din 2019 sunt păstorul senior al bisericii. Am înțeles că ai făcut și un doctorat la Midwest, dacă știu eu bine. În proces de finalizare. Sau în proces de finalizare. Da. Ce temă? Tema pe care o abordez în această lucrare este legată de comunitățile misionale și cum aceste comunități misionale au un rol extrem de important în viața bisericii și cumva vreau să încurajez prin studiul acesta ca biserica să nu fie axată pe programe, ci biserica să fie axată pe viața ei înșiși, în trăirea vieții în comunități misionale, în viața cotidiană pe care avem. Deci cumva biserica în mișcare, biserica care are viață, nu o biserică care se întâlnește doar cândva într-un program pe săptămână. Deci cred că tema pe care o discutăm în seara asta vine într-un fel în linie cu acest concept de biserica un organism, biserica mai mult decât o organizație și mai mult decât un program. Da. Ce înseamnă din punct de vedere biblic conceptul de slujire? Și poate că întrebarea pare destul de simplă și unii ar spune, știu ce înseamnă slujire. Ce înseamnă de fapt slujire? Acum depinde din ce unghi ne uităm. Sunt câteva pasaje în Scriptură care vorbesc despre slujire. Diaconia este, să zicem așa, termenul biblic la care ne referim când vorbim despre slujire. Știu că de foarte multe ori noi când vorbim despre diaconie ne gândim direct la poziția, la rolul diaconului. Dar în spatele lui este, de fapt, exprimarea organică, naturală a ucenicului lui Iisus în a se investi în viețile altora. Putem pleca de la imaginea trupului în care Scriptura ne cheamă să noi ca mădulare în organismul viu, biserica, ne slujim și ne zidim trupul lui Hristos fiind implicați unii în viața altora. Apoi putem să ne uităm la cealaltă parte în care suntem chemați să ne uităm la cei din jurul nostru căutând foloasele lor, nu neapărat doar la contextul bisericii, ci în afara contextului bisericii. Dar ca să înțelegem slujirea, trebuie să ne uităm la modelul suprem al slujirii și acesta e Domnul Iisus Hristos. Și e interesant să dau, de exemplu, în Filipeni, la modul în care Iisus Hristos este prezentat de Apostolul Pavel ca fiind cel care lasă slava cerească, se smerește, vine în mijlocul nostru și slujește.
slujește și slujirea lui nu este doar o slujire a unor lucruri materiale sau o implicare în viața altora, ci e slujire până la nivelul de sacrificiu total. Se dă pe sine însuși ca viața noastră să aibă cu adevărat sens și să fie cu adevărat viață. Deci, din perspectiva aceasta, am putea să spunem că slujirea este atitudine și acțiune, nu doar acțiune. Da. Pentru că dacă ne uităm cumva în Filipeni, vedem că totul începe cu atitudinea lui Hristos. Exact. Și are de-a face și cu latura internă a persoanei, nu doar cu aspectul extern legat de acțiune. Categoric. Dacă slujirea nu vine sau nu pleacă de la atitudine sau dacă nu pleacă de la modelul lui Hristos, dacă nu este ancorată în Hristos, nu este o slujire. Sunt mulți activiști pe care avem astăzi în vremea și în societatea noastră. Și atunci, dacă doar faci niște fapte bune sau ești doar un activist în a face fapte bune și fapte care sunt aplaudate, dar slujirea asta nu vine într-o relație cu Hristos, înrădăcinată în Hristos, nu este slujire. Apropo, cu câteva vreme în urmă, fiind implicat în slujirea asta cu Ucraina, la un moment dat unul dintre voluntarii care era la noi în contextul bisericii, care încă nu era un ucenic al lui Iisus, era în căutare, la început. Era unul care participa la slujbele unei biserici care este parte din colaborarea noastră care a răspuns la criza din Ucraina. La vreo lună și ceva de timp după ce s-a implicat, a venit și mi-a spus, Neluțu zice, aș vrea să fac o subliniere. Știi ce ne face pe noi diferiți de ceilalți? Și a fost interesant că mi-a spus noi, la început. Și a zis, zice, ceea ce ne face pe noi diferiți de ceilalți în implicarea și în ceea ce facem noi este că noi nu o facem doar cu dorința de a face fapte bune, ci noi facem ceea ce facem datorită credinței pe care avem în Hristos. Uh-huh. Și a fost interesant. El, unul care era la început, a făcut observația asta uitându-se la implicarea noastră. A zis, măi, noi nu ne implicăm, noi slujim pentru că slujirea noastră vine din relația cu Hristos. Interesant. Deci dacă ar fi să facem diferența între un activist, creștin activist, și un creștin slujitor, să pun așa da. Terminologia asta, cum am distinge între cei doi? Ai spus legat de atitudine, legat de motivația pentru care face ceea ce face, cum ar mai fi și alte lucruri prin care a putea să-i recunoaște? Slujirea creștinului trebuie să aibă o țintă foarte clară, și anume glorificarea lui Hristos și comunicarea Evangheliei. Când te uiți în Faptele Apostolilor și noi ca biserică ne-am uitat aproape 3 ani de zile în Faptele Apostolilor, predicând pasaj cu pasaj, ideea asta de slujire, atât în contextul bisericii, cât și în afara bisericii, trebuie să-L comunice pe Hristos, trebuie să comunice Evanghelie. Dacă nu comunică Evanghelie, dacă nu-L arată pe Hristos, slujirea devine un scop în sine, iar slujirea nu trebuie să fie un scop în sine. Slujirea trebuie să fie o unealtă, o modalitate prin care îl comunicăm pe Hristos, îl arătăm pe Hristos. Biblia vorbește despre slujire cu preponderență în Noul Testament, deși și în Vechiul Testament avem conceptul de slujire. Care ar fi câteva așa afirmații fundamentale pentru noi când discutăm de slujire? N-aș vrea să spun doctrine, dar cumva câteva afirmații fundamentale pe care noi le avem legat de slujire. O să enumăr câteva pasaje scurte. De exemplu, un pasaj care pe mine mă animă când vorbesc despre slujire, cel puțin în contextul bisericii, este exemplul Faptele Apostolului, capitolul 2, că vorbeam de pocăria Duhului Sfânt. Interesant, Duhul Sfânt se coboară peste ei și apoi îi găsești pe ei, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. E imaginea asta că erau împreună, trăiau împreună și puneau totul împreună ca să se slujească unii pe alții. E imaginea asta foarte faină. Și asta sunt primii creștini. Apoi ai imaginea asta a diaconilor din Fapte 6, în care apostolii se văd puși într-o dilemă, ce să facem? Uite, e cererea mare și să slujim la mese, cum am generalizat slujirea asta pragmatică, dar este nevoia să slujim și cu cuvântul. Cum facem aici? Și aici apare ideea de diaconi.
Dar slujirea este și la apostol, slujirea este și la diaconi. Cumva, nu doar diaconii slujeau, ci și unii și alții. Apoi, dacă te duci, în de exemplu, în Filipeni, și deja aminteam lucrul ăsta, ai imaginea asta în care spune că Hristos a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Asta e o altă imagine care cumva te face să te pune pe gânduri un pic și te face să faci un pas în spate. Trebuie să iau chip de rob ca să slujesc? Interesant că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în mijlocul nostru și se face sclavul tuturor, dacă putem să mergem pe imaginea asta pe care o face Pavel. Și este interesant că Dumnezeu ne lasă imaginea asta să ne frământăm cu ea. Asta înseamnă că trebuie să renunțăm la noi înșine și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția celor din jurul nostru. Și mai sunt și alte pasaje. De exemplu, este când vorbim despre iarăși ca poziția diaconului sau ca slujitorului, te duci în Timotei și vezi acolo cum trebuie să fii un slujitor. Aici noi de obicei punem asta doar la nivelul celor care au o poziție de diaconi. Dar dacă te uiți la lucrurile care sunt enumerate aici, nu trebuie să fie aplicate doar în rândul celui care are poziția de diacon, ci în rândul fiecărui slujitor. Oameni care să nu fie iubitori de bani, oameni care să nu facă dintr-o slavă deșartă, oameni care să fie atenți la modul în care abordează. Sunt multe pasaje care ne vorbesc despre slujire. Sau dacă mergi în Vechiul Testament, ai imaginea asta a lui David, care iar e o slujire interesantă. Da? L-ai pe David care slujea la un instrument ca să potolească mânia unuia care o lua razna, să zic așa. Da? E iar o slujire atipică, dar tocmai asta înseamnă slujirea. Slujirea înseamnă să te duci într-un context atipic, să-L arăți pe Hristos, să-L comunici pe Hristos, să faci tot ceea ce ține de tine în așa fel încât să arăți, așa, să transmiți aroma dragostei lui Dumnezeu. Deci am observat că slujirea nu se face independent de Duhul Sfânt, cum ai menționat. Ea se face în context comunitar, împreună cu comunitatea, într-o relație comunitară, fapte 2, iar dacă asta nu înseamnă neapărat că se face numai în interior, exact, ci așa, ai mai afirmat și faptul că e foarte importantă atitudinea și această renunțare pentru a putea sluji. Nu poți să slujești în modul în care ești și ai nevoie tot timpul să renunți. Și am Timotei, textul din Timotei, importanța caracterului atunci când slujim. Nu e oricum, nu pot să spun, domnule, slujesc oricum, caracterul meu se va proiecta în slujirea pe care o fac, da, și va influența. Categoric. De aceea e extrem de important. Dacă ar fi să ne uităm la, să plecăm la prima afirmație legată de Duhul Sfânt s-a pogorât. Și interesant este că ucenicii n-au stat, ci ucenicii au acționat, au slujit. Care este această relație, care este rolul Duhului Sfânt în ce privește slujirea? Acum, când te uiți la persoana Duhului Sfânt, trebuie să o vezi ca o persoană. Asta e un lucru extrem de important. Că și noi, în special, baptiștii, ne teamă oare uneori să vorbim despre Duhul Sfânt. E așa, e cu noi, știm că e acolo, dar e un domeniu tabu. Ne teamă să intrăm și să plonjăm în a discuta despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană și e interesant este că Domnul Iisus Hristos, când vorbește cu ucenicii, le spune, eu mă duc, dar va veni. Și cumva toată perioada noastră de umblare pe acest pământ, de călătorie pe acest pământ, de slujire, de implicare, este sub coordonarea Duhului Sfânt. Asta spune Hristos. Hristos spune, mergeți, faceți ucenici, botezați-i, învățați-i și toate aceste lucruri, dar spune, toate astea le faceți împreună cu Duhul Sfânt. Ei, și slujirea e tot acolo, în același context, în același cadru. Cumva nu poți să desparți slujirea de Duhul Sfânt. E ca și cum ai spune, eu mă duc înainte și fac treaba asta, dar de fapt tu îmi spui, eu mă duc înainte și slujesc și vrei să-L excluzi pe Duhul Sfânt din viața ta, nu e slujirea ucenicului, așa cum a gândit-o Mântuitorul. Mântuitorul ne-a trasat foarte clar acest cadru, context de slujire. Că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, da, dar după aceea spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu să fiți și voi, dar așteptați în Ierusalim până va veni.
până va veni Duhul Sfânt peste voi. Și când Duhul Sfânt este de voi, atunci puteți pleca. Adică puteți pleca și fără, dacă voi vreți. Dar va fi în puterea voastră, în mintea voastră, în înțelepciunea noastră, nu, înțelepciunea voastră, nu sub călăuzirea și în puterea Duhului Sfânt. Și când te uiți în fapte și vezi pe primii ucenici foarte entuziasmați, foarte pregătiți să sacrifice, foarte pregătiți să riște cumva în ducerea mandatului, în facerea de ucenici, îi vezi slujind parcă așa, într-un mod miraculos. Parcă îi zice, băi, ce se întâmplă? Apropo, cineva zicea cu câteva vreme în urmă, uitându-ne la ultima perioadă de timp în care biserica a fost împreună slujind, și mi-a zis, zice, măi, zice, de mult mă rugam pentru un miracol. Și am zis, ce vrei să zici? Zice, știi, noi, zice, întotdeauna când vorbim despre minuni și miracole, ne gândim la momentele acelea în care un om care e căzut jos și nu poate să meargă pentru că are probleme cu picioarele, dintr-o dată se ridică picioare și saltă în sus. Sau un om care are o problemă de sănătate, are cancer, dintr-o dată e vindecat, zice. Dar eu nu așteptam un miracol de genul ăla. Deci eu așteptam un miracol în care să văd din nou biserica așa cum o găsesc în fapte 2, zice, în fiecare zi erau împreună, în fiecare zi frângeau, în fiecare zi mergeau la templu, făceau aia și aia și aia și poporul și norodul se uitau și în fiecare zi erau adăugați alții la numărul ucenicilor, zice. Ăla e miracolul, zice, care aș vrea să-l trăiesc astăzi. Da. Ei, miracolul ăla este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt anima, Duhul Sfânt, dacă vreți, alimenta, Duhul Sfânt mâna ucenicii să slujească și să fie implicați. Deci dacă ar fi să oprim puțin la aceste două aspecte, putere și călăuzire. Da. Au fost enunțat, am auzit că ai enunțat aspectul acesta, el ne dă puterea și el ne dă călăuzirea. Unii le frică să vorbească despre putere, deodată, dar legat în relație cu Duhul Sfânt, mm-hmm. Dar totuși vedem aici că pentru ei puterea a fost un aspect foarte real. Uh-huh. Și gândindu-ne la ucenici, faptul că ei au fost cu slăbiciuni, noi poate că astăzi, dacă Petru s-ar fi ridicat să vorbească, am fi zis stai jos și taci. Lasă pe altul, că ne-am lămurit cu tine cum e. Și observăm că totuși Duhul Sfânt dă acea putere care ne ajută să trecem dincolo de limitările noastre și dă impact și face ca impactul Evangheliei să fie mult mai mare decât chiar ne-am imaginat noi. Eu nu știu dacă Petru și-a imaginat să a predica lui să există așa răspuns. Nu, probabil că nu. Deci, putere. În ce sens avem noi nevoie de putere pentru a sluji? Am spus legat de slăbiciuni, dar în ce sens mai avem noi nevoie de putere pentru a sluji? Puterea nu trebuie văzută doar ca așa cum o vedem noi fizic. În dimensiunea fizică. Da, tărie. Tărie, da. Forță. Nu numai aici. Mă gândeam ce mare binecuvântare să te ajute Duhul Sfânt să îmbrățișezi slăbiciunea și suferința, de exemplu. Ai o putere atipică. Ai o putere... Nu e o putere de asta de maso, cumva, să-ți dorești să suferi, că atunci... Nu. E să vezi suferința și când vine suferința la tine, să ai puterea să o îmbrățișezi și să continui să mergi mai departe cu ea. Vedeți, noi trăim într-o vreme în care oamenii vor să alunge suferința din viață. Și cred că ai putere. Dacă am scăpat de suferința și am dat-o la o parte, ai putere. E puterea Duhului Sfânt în viața mea. Dar de ce nu vedem puterea Duhului Sfânt, de exemplu, în a îmbrățișa suferința? În a îmbrățișa greutatea? Eu cred că ai, de fapt, o putere. Să faci ca Pavel, să trăiești cu țepușul lângă tine. Să slujești cu țepușul lângă tine. Nu spui, Doamne, m-am rugat, da? M-am tot rugat, nu l-ai luat, dar mă duc mai departe și slujesc mai departe și trăiesc mai departe și comunic Evanghelia mai departe, îmbrățișez suferința, ia, mi se pare o putere extraordinară. Și să, totuși să continui să slujești, da? Adică ai suferința și ai totuși puterea de a merge cu suferința aceasta și de a-L sluji pe Dumnezeu, da. Să nu te oprești. Da, ai o putere atipică. Să îmbrățișești și să faci suferința parte din viața ta și tu să slujești pe alții. Putere, călăuzire. Da. Avem și îndrumare. Duhul Sfânt ne, față de slujire, ne dă și călăuzire, îndrumare pentru a sluji. În ce sens oare am putea să
luăm această idee a îndrumării. E foarte interesant când te uiți, de exemplu, în Faptele Apostolilor și te uiți la ucenici, te uiți la diferite momente în care găsim apostolii mergând într-o direcție și apoi se găsește momente în care spune Duhul Sfânt ne-a spus că, parafrazez, ne-a spus să ne oprim sau ne-a spus du-te dincolo sau stai aici sau scutură-ți picioarele sau întoarce-te după aia înapoi. Când te uiți în Faptele Apostolilor, vezi cumva toată viața apostolilor și toată umblarea ucenicilor fiind ghidată foarte vizibil de Duhul Sfânt. Noi astăzi, din păcate, uneori ne teamă să spunem că Duhul Sfânt ne-a călut în direcție. Și poate să fie două chestiuni în spatele la această teamă. Unu, poate nu mai suntem atât de în intimitate cu adevărul Scripturii și cu Dumnezeu, încât să realmente să-L simțim pe Dumnezeu că ne deamnă într-o parte sau alta. Asta e pe de-o parte. Pe de cealaltă parte poate să fie și o reacție față de oamenii care folosesc Duhul Sfânt la fiecare două secunde. Duhul Sfânt mi-a spus să fac asta, Duhul Sfânt mi-a spus să fac aia și Duhul Sfânt să fac aia. Și așa ne-am obișnuit să spunem Duhul Sfânt ne-a spus să facem aia, încât Duhul Sfânt a devenit pentru noi nu neapărat călăuzitorul, ci o expresie cu care ne-am obișnuit atât de des încât nici nu mai știi, te-a călăuzit Duhul Sfânt sau nu te-a călăuzit Duhul Sfânt? Sau e doar ideea ta că te-a călăuzit Duhul Sfânt? Și atunci, aici problema se pune foarte mult la relația noastră intimă cu Dumnezeu. Cât de mult ne lăsăm pătrunși de adevărul Scripturii, cât de mult ne lăsăm pătrunși de prezența lui Dumnezeu, cât de mult ne lăsăm curățați și sfințiți, în așa fel încât realmente Duhul Sfânt să aibă spațiul de manevră. Asta înseamnă că Duhul Sfânt îți va scrie pe pereți, deși poate să o facă dacă vrea. Sau îți va scrie pe cer, nu știu ce mesaj. Poate să o facă și asta. Sau că se va deschide Biblia într-o dată, nu știu unde, ce pasaj. Poate să o facă și asta. Dar e, dacă vreți, e acel lucru, nu acel lucru, acea atitudine care iasă din interior. În comuniunea cu Dumnezeu. Da, da, nu mai e aici Dumnezeu, aici sunt eu. Nu, eu sunt, sună ciudat un pic, dar contopit cumva, îndumnezeit cumva. Asta nu înseamnă că Sfântul pe perete mi-a pus într-un tablou. Dar înseamnă că viața mea și umblarea mea este coordonată și este aliniată de prezența lui Dumnezeu și de umblarea cu Dumnezeu. Nu mai pot să zic, mă, aici e Duhul Sfânt, aici nu e Duhul Sfânt. Nu. Noi trebuie să tindem spre tot ceea ce facem să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Și să nu folosim Duhul Sfânt doar așa ca o scuză ca cel de lângă mine să mă asculte. Da? Vreau să spun o chestie foarte puternică în biserică, deși știu că e părerea mea personală, și spun, fraților, Duhul Sfânt m-a călăuzit să vă spun asta. Oare? Ca și un argument pentru autoritate, îți dau autoritate, da, ceea ce spui. Da. Deci Duhul Sfânt, atunci când ne călăuzește în anumite slujiri, ne dă claritate, elimină confuzia, ne dă discernământ, pentru că și aici putem să slujim, putem să ne implicăm în diferite aspecte ale slujirii. De unde știu ce ar trebui să fac și ce nu. Și ce nu. Și atunci discernământul acesta vine din această relație cu Duhul Sfânt, cum ai spus, și chiar Duhul Sfânt poate să ne oprească să facem anumite slujiri și ne va arăta că locul nostru nu este în această direcție. Cartea Faptele Apostolilor pe care ați parcurs-o cu biserica, am înțeles, este de fapt o istorie a bisericii, dar și o istorie a lucrării Duhului Sfânt. Ce lucrări specifice, spre ce lucrări specifice Duhul Sfânt i-a călăuzit pe cei din biserica primară, dacă am putea să amintim câteva? Una dintre lucrările principale spre care Duhul Sfânt ne călăuzește și a călăuzit pe cei din Faptele Apostolilor a fost comunicarea Evangheliei, clar asta. E atipic sau anormal să spui că Duhul Sfânt i-a condus doar spre momentele în care erau minunile, în care cei care nu mergeau merg, cei care nu vorbeau vorbesc și așa mai departe. Când te uiți în toată dinamica cărții Faptele Apostolilor, vei vedea că Duhul Sfânt i-a dus într-un loc sau altul cu ținta de a comunica Evanghelia. Și atunci eu cred că toată slujirea pe care o facem noi, indiferent ce valențe va purta,
că sunt momente în care spune că strângeau ajutoare, că sunt momente în care slujeau la mese, că sunt momente în care erau în temniță, că sunt momente în care erau într-o călătorie sau alta, că sunt momente în care au intrat într-o cetate și au fost primiți sau nu au fost primiți, că sunt momente în care au vorbit în sinagogă sau au vorbit în centrul orașului, că sunt momente în care au făcut lucruri mari sau mici, dacă ținta de a comunica Evanghelia a fost ratată, aia n-a fost slujire. Și interesant este că când te uiți în Faptele Apostolilor și iei așa la bani mărunți Cartea Faptele Apostolilor, vei vedea că peste tot este vorba despre cuvântul Domnului care se răspundea, este vorba despre oameni care răspundeau la Evanghelie, este vorba despre, realmente, despre facerea de ucenici. Uh-huh. Duhul Sfânt n-a venit să aducă o nouă poruncă sau o nouă chemare sau o nouă agendă. Și Duhul Sfânt a venit să ducă mai departe agenda care a fost lăsată de Hristos. Faceți ucenici. Aici, dacă ar fi să ne oprim puțin, pentru că poate sunt unii care ne urmăresc și vor spune, bun, dar eu nu sunt chemat să predic. În ce fel această comunitate, biserica, este o comunitate a proclamării? Eu care cânt în cor, de exemplu, eu care cânt într-o echipă de închinare, eu care fac aspectele, lucrez în departamentul administrării la biserică sau alte și alte slujiri care nu au în mod direct legătura cu predicarea cuvântului. Cum am putea să înțelegem aspectul acesta în relație cu celelalte slujiri? Fac referire din nou la Fapte 2. Dacă te uiți în Fapte 2 și dacă ne uităm acolo, sunt câteva elemente care sunt subliniate acolo. Spune, fiecare era plin de frică. Cine fiecare? Cei care au crezut. Uh-huh. Apoi spune, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate douăște. Apoi spuneau, își vindeau ogoarele, averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau lipsiți la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Nu spune aici că Petru, că cei care ieșeau în față și predicau Evanghelia erau ăștia. Nu exclude, dar e clar că vorbește despre ceata celor care au crezut. Și interesant este să spune că și ei erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul pe celor ce erau mântuiți. Pe cine vedeau cei ce erau mântuiți? Doar pe Petru? Doar pe cei care erau gata să vorbească și să predice Evanghelia? Nu! Îi vedeau pe ăștia care trăiau viața împreună, care poate mergeau la câmp împreună, care poate pescuiau împreună, care cântau împreună, care poate că erau la intrarea în sinagogă și invitau pe ceilalți împreună. Nu știu dinamica clară a vremurilor atunci. Dar e cert este că fiecare dintre ei erau văzuți, Evanghelia era comunicată prin fiecare dintre ei, viața asta în Hristos era comunicată prin fiecare aspect și oamenii slujeau la Hristos. La noi în biserică, cel puțin, încercăm foarte mult să-i convingem pe oameni că nu este un mădular mai important decât altul. E capul care primează, e Hristos, dar celelalte mădulare, ceilalți care suntem ucenicii lui Iisus Hristos, în economia lui Dumnezeu, în economia bisericii, în ceea ce privește slujirea și rolul nostru, fiecare avem un rol extrem de important. Nu pot să spun, gurii, tu ești mai importantă pentru că tu poți comunica Evanghelia, tu mână care faci, nu ești la fel de important. Nu, unii vor comunica cu gura, alții vor comunica cu faptele. Ceea ce trebuie totuși să nu ratăm este să nu cădem în panta cealaltă în care auzim pe foarte mult spunând că un mare misionar, și vreo 3 sau 4, 5 la care am auzit atribuită fiind zicala asta sau motoul acesta că trăiește Evanghelia și când ai nevoie când e nevoie folosește cuvinte. Biblia nu ne spune asta. Biblia ne spune că credința vine în urma auzirii cuvântului, deci trebuie să fie articulat, da, comunicat. Că nu sunt mare predicator și că nu pot să spun Evanghelia nu știu câte puncte și folosind nu știu câte texte, ci știu să spun doar niște lucruri foarte mărunte și să mă bâlbâi și o să mă câcâi și o să fiu foarte greu, e important să nu uit că trăirea și comunicarea trebuie să fie împreună. Și dar oamenii se vor întoarce la Hristos și slujirea va fi o realitate, nu în viața doar celor care predică din față,
celul care ține oara de rugăciune sau celul care ține un studiu grozav sau celul care vin și îți spune Evanghelia într-un mod în care zici, wow, ce a zis omul ăsta. Nu, Evanghelia poate fi comunicată și prin sora care pregătește sala să vină la închinare, dă cu mătura. Sau sora care pe săptămână e în fața porții bisericii și curăță acolo. Și oamenii întreabă de ce faci treaba aia. Și se spune, nu fac pentru ca să fac strada curată, asta e doar un lucru exterior. O fac pentru că asta e chemarea mea. Deci tot ceea ce face un creștin, de fapt, este o comunicare. Oh, da. Viața noastră, trăirea noastră este o comunicare. O comunicare despre noi sau o comunicare despre Dumnezeu. Da. Un conținut bun sau un conținut mai puțin bun. Deci, foarte interesant și aspectul acesta. Vă aduc aminte celor care ne urmăriți că vorbim despre Duhul Sfânt și mobilizarea creștinului la slujire. Invitat în seara aceasta este pastorul Neluțu Iubaș la Biserica Baptistă Sfânta Treime din București. Am vorbit despre ce înseamnă să slujești, am vorbit despre ce spune Biblia, afirmații fundamentale despre slujire și ne-am oprit la relația aceasta Duhul Sfânt și slujirea. Continuăm să discutăm. E o mare problemă astăzi în a avea un număr semnificativ de persoane în biserică care slujesc. Și am auzit mai mulți slujitori ai bisericii care spun nu slujesc, nu sunt suficienți implicați în slujire. Ce să fac să... Nu știu ce să mai fac să mișc, să slujească. Și adeseori am văzut asta ca o plângere pe care unii o aduc. De ce nu slujim? Chiar ca un bici adeseori folosit. De ce nu slujiți? Trebuie să slujiți. Ce face, ce ajută în mobilizarea oamenilor pentru a sluji? E foarte ușor, așa cum ați spus, să luăm biciu, care poate să fie chiar cuvântul Scripturii și să dăm după oameni. Asta nu îi va ajuta, sau cel puțin nu pe toți. Poate unul, doi vor răspunde la biciul respectiv și se vor implica în slujire. Cred că ceea ce îi motivează pe oameni în slujire e și exemplul personal. Modelul de leadership pe care eu l-am învățat ca și păstor tânăr în Biserica Sfânta Treime, de la oameni din Biserica Sfânta Treime, dar nu numai. Cel de la care am învățat sau la care am privit cu întotdeauna cu admirație a fost cel care a fost bunicul meu. Bunicul meu a fost păstor în Valea Hațegului și a păstorit peste 12 biserici acolo. El întotdeauna a avut modelul ăsta de slujire. El n-a fost liderul care să stea într-un birou. El n-a fost liderul care, după ce au intrat frații în biserică, a venit și el după jumătate de oră pe ușa din față, că a venit fratele păstor la amvon. El a zis, zice, dacă eu nu sunt printre oameni și nu trăiesc printre oameni și nu stau cu oamenii, să nu mă aștept ca oamenii să facă ce spun eu și ce le comunic din Scriptură. Pragmatic, el trăia la țară. Și dacă la țară slujirea din săptămâna asta a bisericii locale era să meargă să taie lemne ca să pregătească pentru iarna care vine, chiar dacă el nu era un om foarte puternic, era foarte mare, era mai mare un pic ca mine, dar nu era puternic, era de firav ca și fizic, se ducea acolo împreună cu ei. Predica și el un lemn. Se mișca și pentru el. Când mergea în slujire într-o biserică sau alta, n-avea mașină, n-avea nici bicicletă, trecea pe jos dealurile într-o parte și în alta. Uneori îl trecea bunica mea în spate, îl trecea râul ca să scurteze timpul către biserica care avea în față și apoi, că bunica era mai solidă ca el, el nu mergea singur. Își lua oameni cu el, care să-l vadă în slujire. Să-l vadă cum acționează, ce face, cum își suflecă mâinile și face și lucruri care putea să-l facă altcineva și nu trebuia să-l facă el ca fratele păstor. Atunci, cred că un mod în care noi putem să-i motivăm pe frați la slujire este noi să fim în slujire, dar nu numai în slujirile, că știți cum e, uneori și eu ajung în momentul în care spun, măi, asta putea să facă un frate diacon, asta putea să facă oricine, nici trebuie să fac eu. E? Pentru că uneori suntem băgați în foarte multe lucruri. Dar partea cealaltă a monedei este că în momentul în care fac lucruri care poate n-ar trebui să le fac eu în primă fază, îi încurajează pe ceilalți de lângă mine. Mi-aduc aminte când am venit în Valaori, că a crescut într-o familie în care tata mecanic și tata avea principiul ăsta, măi băiete, dacă e ceva la tine acasă pe care tu poți să-l faci, fă-l tu. Tu ești bărbat în casa asta, n-aștepta să vină altcineva să-ți facă, fă tu.
schimbă tu o dulie, montează tu chiuveta, repară tu chestia aia. Și am fost învățat să pur mâna și să fac. Și am venit în Valauri și erau stricate niște cabluri, m-am apucat să le cositoresc. Sau era spart nu știu ce bec, m-am urcat să fac. Și la un moment dat un soră îmi zice, măi, frate, tu ești fratele păstor, nu te mai urca pe scară, frate, fratele păstor. Și soră, zic, eu așa am fost obișnuit acasă. Mi-aduc aminte acum, după ani de zile, că sunt tineri în biserica noastră, care nu, n-am făcut-o ca să demonstrez ceva. Care au zis către mine, tu știi, zice, eu fac lucrurile și am făcut lucrurile și slujesc, sunt implicat, pentru că ai fost unul dintre păstorii, zice, care ți-ai dat sacoul jos de, sau echipamentul de păstor și nu ți-a fost rușine să te să faci chestia aia. Mie mi s-a părut că am făcut o chestie grozavă. Am făcut o chestie banală, am schimbat un bec. Pentru el a fost ceva wow. Și atunci cred că modul în care putem să-i motivăm pe frații noștri în biserică la slujire este să fim printre ei. Nu doar să le vorbim de slujire și noi să ne oprim doar la slujirea Scripturii, ceea ce e important, că e chemarea noastră ca păstori să predicăm Evanghelia și să comunicăm adevărul. Dar să intrăm și în celelalte departamentele slujirii. Și asta va folosi Duhul Sfânt pentru a-i mobiliza. Da. Exemplu personal, Duhul Sfânt poate să îl folosească față de ceilalți ca un argument, ca un imbold pentru slujire. Ce altceva? Pe de altă parte, așa cum aminteam la început, slujirea trebuie să fie și o chestie organic, naturală, care trebuie să iasă din viața ucenicului Iisus. Momentul în care văd oameni care nu slujesc pe Hristos și oameni care stau cumva pe banca de rezervă, trebuie să mă duc să caut mai adânc. În viața lor e ceva neregulă. Nu ai cum să fii ucenicul lui Iisus, care ești îndrăgostit de Hristos, care citești Scriptura, care te rogi, care Duhul Sfânt te călăuzește și tu să fii morman de piatră. N-ai cum. Și atunci, de fiecare dată când vezi că unul stă pe tușă, ba mai mult că nu numai stă pe tușă, dă și din gură și critică și nu ai nemulțumire și aia nu-i bine și cealaltă nu-i bine, trebuie să mergi mai adânc în relația cu el, în consilierea lui, în confruntarea lui și să vezi realmente unde e problema, pentru că problema lui nu e doar de suprafață, că nu vrea să vină să pună scaunele în biserică, că nu vrea să meargă să viziteze bolnavi, că nu vrea să meargă și să slujească în centru cu ucrainieni, cum e acum la noi. Nu, trebuie să fie ceva mai adânc de acolo. Și de obicei când stăm aproape cu oameni și când frații noștri presbiteri și frații consilieri și frații păstori stăm aproape cu oameni și analizăm, găsim că de fapt sunt chestii legate de identitatea lor, de relația lor cu Hristos, de înțelegerea Scripturii, de maturitatea lor. Și trebuie să lucrăm prima oară acolo, ca mai apoi slujirea să fie o expresie a vieții lor, a identității lor în Hristos. Spiritualitate și slujire sunt interconectate. Oh, da. Da. Și de fapt, nu lipsa de timp, tot timpul mă repet, este motivul principal, cum spuneai, și există niște blocaje interne. Și acest foarte interesant, cum spuneai, trebuie căutat soluția nu în de ce nu slujesc, ci de ce nu au înțeles că relația lor cu Domnul trebuie să se proiecteze în slujire. Unde e problema? Da. Acum și astăzi și noi și eu suntem oameni ocupați. Că nu suntem doar în spatele unui amvon și am pregătit o predică până duminica viitoare și asta e tot. Suntem plecați, suntem ocupați, avem multe responsabilități și mi-aduc aminte că la un moment dat a venit un tânăr la mine. Eram la vreo 5-6 ani de când eram implicat în biserică. Și mi-a zice, da, tu tot zici de slujire, zice, și tot ne chem la slujire. Tu ai timp, eu nu am timp. Și eu am slujbă, am familie. Și am zis, chiar vrei să ne duelăm în agende? Zic, chiar vrei să stăm la masă și să ne uităm să vedem cum stăm cu timpul? Și la un moment dat, unul dintre ei m-a provocat. Și am stat cu el la masă și am zis, bun, zic, spune programul tău zilnic. Păi, mă duc, uite, am 8 ore de muncă, soție, copii, bun, ok, super. Zic, și după aceea ce faci? Păi, așa, niște lucruri mele. Zic, bun, hai să trecem la mine, da? Zic, sunt păstor, da, sunt căsătorit, da, aveam 2 copii atunci, da, bun. Zic, am o firmă, da. Zic, uneori șofer la firmă. Zic, uite, sunt implicat cu plantarea de biserici. Uite, sunt implicat cu asociația verticală. Uite, sunt implicat cu asta, cu asta, cu asta. Zic, vreți să-ți mai spun? Da, mie, păi și totuși cum? Zic, măi, nu ține, n-are nimeni mai multe ore decât ai tu. Toți avem 24 de ore într-o zi. Dar contează foarte mult. Ce înseamnă slujirea pentru tine? Înseamnă doar un segment din viața ta? Sau înseamnă viața ta?
Că asta e marea problemă uneori. Noi vedem slujirea un departament. Și acum mi-am pus și o oră pentru slujire. Nu, slujirea trebuie să fie 24/24. Că sunt acasă cu soția, cu copiii, că sunt la școală, că sunt la muncă, că sunt pe tramvai, că sunt la biserică, că sunt în curtea bisericii, că sunt afară. Oriunde aș fi trebuie să fie slujire. Atunci când înțelegem că slujirea nu e doar un segment, ci e viața ucenicului. Că o numim slujire, că o numim chemare, că o numim trăire, ea e interconectată, nu poți să rupi o bucățică de aia, aici e asta, dincolo e aia. Nu, nu merge. Deci, cumva îndrepți atenția spre o abordare misională a creștinului, care ar trebui să-și vadă inclusiv locul de muncă ca un loc de slujire, profesia lui care poate constitui un act al slujirii sale, dacă o face cum trebuie, neuitând faptul că prin acel lucru trebuie să-l propovădească pe Hristos ca și centru. Deci, model, relația autentică de ucenic al Domnului Iisus Hristos, acestea sunt două aspecte care îi determină pe credincios să slujească și nu neapărat numai un lider foarte puternic care să-i mobilizeze la slujire. Ar mai fi și alte lucruri care am putea să le spunem? Cred că și simțul apartenenței și responsabilității în trupul lui Hristos. Dacă ne uităm, noi acum suntem într-o perioadă cu biserica de câteva duminici în care avem o mică broșură, se numește Sunt un membru. E o carte subțirică, dar care îți reamintește și te face să fii din nou atent la care-i rolul tău și responsabilitatea ca membru într-o biserică. Bine, nu predicăm cartea. Cartea e o carte, am citit-o și am mers pe pasaje din Scriptură ca să creionăm din nou importanța bisericii locale, a trupului Hristos, mădularelor și mai departe. Și chiar am avut un mesaj exact pe ideea asta. Când înțelegi că trupul întreg funcționează bine dacă tu îți faci partea și înțelegi responsabilitatea asta, slujirea capătă o altă dimensiune. Dacă tu nu înțelegi cât de esențial și cât de important e rolul tău în trupul lui Hristos, atunci o să tratezi slujirea ca și un segment din viața ta. Toți avem grijă de trupul nostru fizic. Știm că dacă nu ne spălăm dinți, o să-i pierdem într-o zi. Nu? Asta e. Unii au pierdut mai devreme, alții mai târziu. Ce să facem? Știm că dacă nu avem grijă de ce băgăm în stomacul ăsta, într-o zi ne vom trezi că săracul suferă de numa. Dacă avem grijă de trupurile noastre fizice, la fel ca și ucenicii lui Iisus, trebuie să avem grijă, deși nu e Hristos care are grijă de trupurile, dar trebuie să avem grijă de segmentul ăla în care suntem noi. Și dacă înțelegem că eu slujind și trăind viața așa cum Hristos mă cheamă și slujirea mea într-adevăr îl vizează pe Hristos și îl onorează pe Hristos, înțeleg că eu de fapt îl ajut pe fratele meu și împreună cu el zidim trupul lui Hristos, înțeleg responsabilitatea asta, atunci mă face să fiu serios cu slujirea mea. Ha? Când ești într-o companie, știi că dacă tu nu-ți faci treaba, departamentul tău va suferi. Ha? Într-o companie vine ăla și stai salarul sau îți dă o penalizare sau nimeni altă. În trupul lui Hristos nu vine fratele păstor și zic, frate, săptămâna viitoare nu mai pui 10%, pui 20% din 10%, da? Că ai făcut trupul sufere. Nu venim cu penalizări și cu penalități în viața ucenicilor, că n-avem cum. Dar, pe de altă parte, noi trebuie să-i facem conștienți pe ucenicii lui Iisus, pe oamenii din bisericile noastre, că ei nefăcându-și partea, ei neumplând acel gol pe care l-are el ca mădular în trupul lui Hristos, ne trăind cum trebuie acolo, ne slujind, ne sacrificându-se cum trebuie acolo sau cum trebuie, ne sacrificându-se. Trebuie să înțeleagă că trupul nu va merge mai departe, nu va fi zidit. Biserica lui Hristos nu va străluci, Hristos nu va fi glorificat. Atunci, și asta poate să fie un lucru care să-i motiveze. Băi, dacă eu nu fac partea, trupul suferă. Dacă ăsta e darul pe care Domnul mi-a dat să slujesc și nu-l folosesc, trupul suferă. Model, relația autentică cu Domnul Iisus Hristos te împinge la slujire și înțelegerea faptului că există implicații în slujire dacă eu nu slujesc acolo unde mi-a dat Hristos. Mobilizarea aceasta vine de la Duhul Sfânt. Ar fi o temă interesantă pe care am putea să o discutăm. Timpul mă face să cred că nu mai avem timp, nu mai ni se permite să discutăm, dar unii cred că managementul este totul.
Poți să ai un management foarte bun. Și câștigi poate simpatia celor care sunt foarte structurați. Dar nu să câștigi inima lor. Managementul are rolul lui și ca unul care am fost implicat și sunt puțin implicat și în business, nu mai sunt așa de mult cum eram. Managementul e bun. Să iei modelul unei companii și să-l aplici într-o biserică, poate să aibă mici chestiuni care se pot aplica. Dar dacă ai luat modelul unei companii, ai luat modelul unei multinaționale și vrei să-l aplici la biserică și să o structurezi în 10.000 de departamente și 10.000 de chestiuni, pentru că așa îi motiva pe oameni, poate să țină o vreme. Deci managementul este bun, dar nu suficient. Nu suficient. Nu. Putem învăța lecții de acolo, dar nu trebuie să le importăm cu totul în viața bisericii. Ați fost implicați în perioada aceasta cu ucrainienii și aș vrea să vin mai aproape de realitățile care noi trăim astăzi. S-au schimbat oare bisericile? Au fost provocate la slujire prin această situație de război și cum anume? Eu cred că da. Eu cred că noi trăim un kairos acum. Sunt biserici care au înțeles momentul, sunt biserici care nici acum nu înțeleg. Sunt unii colegi care mă sună și mă întreabă, dar ce cauți tu în Ucraina? Dar ce faceți voi acolo? Dar voi nu mai aveți altceva de făcut? N-au prins momentul, n-au înțeles momentul. Noi ca biserică și ca biserici, pentru că UBC22 este o colaborare de 6 biserici, baptiste și independente. Și ce am văzut în bisericile noastre este că această oportunitate pe care noi am văzut-o și am văzut-o, Duhul Domnului ne-a călăuzit în direcția aia. Și pentru că ne-am deschis inima să ne implicăm, nu a trezit doar inima noastră ca să-i slujitori, ci bisericile. Mi-a dus și acum aminte, în 25 februarie, a doua zi după război, m-am întâlnit cu câțiva frați păstori cu care eram în relații și în alte proiecte și mi-a zis, măi, cum răspundem noi la criza din Ucraina? Și am povestit și am stabilit lucrurile și mi-a zis, măi, dacă nu vine biserica cu noi, eu nu mă mai bag într-un proiect mare. E greu să mai îmi pun încă ceva pe umeri dacă nu vine biserica. Și în următoarea duminică ne-am dus în biserică și am zis, fraților, uite ce se întâmplă în Ucraina. Sunt oameni care fug, sunt vămile pline, sunt oameni care stau în cozi, sunt oameni care stau în frig, ninja atunci în Moldova. E o stare cumplită. Ce facem noi pentru Moldova? Pentru Ucraina. Și mi-aduc aminte că am povestit și la un moment dat unul din frații din biserică zice, frate, îți poți să zic ceva? Da. S-a ridicat de picioare și a zis, fraților, hai să vă întreb concret, cine va spăla săptămâna viitoare băile? Câteva oameni s-au ridicat sus. Cine va merge cu noi în tabără să tăiem iarba? Câteva oameni s-au ridicat. Cine va merge să reparăm clădirea numărul 2 din tabără? Și pentru câteva minute a început să pună întrebări așa. Diferite departamente și slujbe astea pragmatice. Și mâine se ridicau. Și am zis, bun, am văzut mâinile dumneavoastră, zic. Le-a văzut și Domnul. Zic, dacă voi sunteți în treaba asta, mergem mai departe. Răspunsul a fost că luni, a doua zi, noi ne plăneam că miercuri ne întâlnim, facem o structură, gândim cum, cine, ce departamente. Luni dimineața aveam 10 refugiați la porta bisericii. Și în biserică n-aveam decât două canapele care erau în birou pastoral. Atât. Și mi-aduc aminte că soția a scris un mesaj și a zis, fraților, avem nevoie de mâncare, uite, au venit 10 refugiați, trebuie să-i cazăm. Colegul meu, Chris, a plecat la Ikea, a cumpărat 60 de saltele, până seara aveam 60 de oameni în Iuliu Valauri. Nu știu cum s-a făcut mâncarea, nu știu cine a venit. Știu că era un roi de oameni care, de la frați tineri, la frați în vârstă, din biserica noastră și alte biserici, care veneau și slujeau. Și iată-ne că suntem la 100 și ceva de zile de la război. Și dacă veniți pe Iuliu Valauri, roiul de oameni se găsiți în continuare acolo. Cam câți au trecut pe acolo? Voluntari au fost peste 900 de voluntari. Uh-huh. Doar din biserica... Biserica Sfânta Treime și celelalte 5 biserici. Uh-huh. Deci din UBC. Și câțiva din afara contextului ăsta. Uh-huh. Și refugiați ați avut... Au fost 3.000 de refugiați care au dormit în clădirile noastre. Până săptămâna trecută, asta era numărul. Au fost peste 6.000 care am ajutat cu transport. Adică am luat din Vămi, sau am luat din Ucraina, sau din Moldova și am trimis în vest. Sau au rămas la noi pe termen lung. Iar numărul celor care am ajutat logistic se apropie de 10.000. Uh-huh. Ați dus și alimente acolo și... Da, săptămânal, din prima zi de război, atunci am dus în Moldova pentru primele 6 săptămâni, dar apoi săptămânal am făcut cel puțin un convoi în Ucraina. Am avut săptămâni, s-a trecut de zi, au fost două convoaie. Unul în vest și unul în sud. Slavă Domnului! Deci, Duhul Sfânt a mișcat biserica. O, da.
fără manipulare, fără constrângeri, fără chiar uneori fără un management foarte bine pus la punct, da, cu elemente ale managementului care sunt necesare. Duhul Sfânt, care este cea mai mare bucurie a slujirii? Să știi că ești în locul în care Domnul te-a gândit să fii și nu doar că să te bucuri de ceea ce faci, dar să vezi în urma slujirii tale vieți schimbate. Acum 3 zile, un ucrainian, înainte să plece de la Valauri, s-a întors către traducătorul nostru și a zis: dacă fiecare ucrainian ar petrece 3 zile într-un centru ca acesta, Ucraina ar fi schimbată. Și asta pentru că a văzut slujirea acolo. Slavă Domnului! Da. Deci slujirea le-a marcat drumul lor, drumul lor în viață de aici, relația lor cu Domnul Iisus Hristos, unii care nu erau credincioși au fost marcați și nu cred că vor uita lucrul acesta pentru toată viața. Sigur că tema e destul de mare ca să o discutăm în timpul limitat pe care îl avem în emisiunea aceasta. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-a dus în seara aceasta și mulțumim pentru ceea ce ați făcut în perioada aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile din România cu un spirit de slujire. Amin. Și de aceea cei care ne urmăriți în seara aceasta vă aduc aminte că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este prezent în viața noastră, nu ne va lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește slujirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, dacă ești un creștin și nu ești foarte plecat în slujire, întreabă-te foarte serios cum stai în relația ta cu Dumnezeu și în comuniunea ta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca să nu uităm că El ne-a lăsat pe pământul acesta să slujim, în așa fel încât Iisus Hristos și Evanghelia Lui să fie cunoscută de toți oamenii și în veacul acesta. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, vă dorim o seară bună și mai mult decât o seară bună, vă dorim o viață de slujitori. Dumnezeu să vă ajute, la revedere, noapte bună!